a unor protestatari pașnici. I-am cerut să înceteze aceste atacuri, am cerut să înceteze persecuțiile politice la adresa oponenților, am cerut ca demersurile noastre pașnice să fie luate în calcul, alegerile anticipate sunt o soluție, iar anumite mecanisme sau anumite modalități pot fi discutate. Fie imediat își dă demisia Filip și poate fi instalat un guvern tehnocrat care să pregătească alegerile libere, să pregătească, să elibereze din captivitate CCA-ul, CEC-ul, televiziunea publică despre care am vorbit astăzi, care manipulează. În momentul ce noi stăm aici, ei sunt în proces de manipulare. Am vorbit despre toate aspectele pe care le așteaptă strada. Am avut din partea celor care au fost prezenți aici, de Iacov, Candu și reprezentantul Partidului Liberal, asigurarea că până mâine dimineață vor convoca această majoritate parlamentară și vor lua o decizie. Noi vom continua protestele, pentru că doar prin proteste putem face presiune, doar prin proteste putem să terminăm cu această oligarhie criminală. Doar așa vom reuși să ajungem la alegerile anticipate.